Enigma Otiliei de George Călinescu rezumat. Acțiunea începe în momentul în care Felix Sima, un tânăr de 18 ani, orfan de ambii părinți, sosește la București în casa unchiului său, Costache Georgioveanu, deoarece urma să studieze medicina la București. Momentul sosirii la București al tânărului Felix surprinde toată familia și prietenii familiei stând la masă, la un joc de cărți. Astfel că Felix are ocazia încă de la sosire să cunoască toate persoanele cu care avea să-și petreacă timpul la București. Dintre toate persoanele de la masă, Felix o cunoștea doar pe Otilia Mărculescu, fata vitregă a unchiului său Costache Georgioveanu, de care se simțea atras datorită felului ei vesel și jucăuș. Printre celelalte persoane de la masă, tânărul Felix o întâlnește pe sora unchiului său, Aglaie Tulea, o femeie șirată și pe interes, care era însoțită de familia sa. Fiul său Titi, un tânăr de 22 de ani, cu o capacitate intelectuală redusă, corijent în repetate rânduri, care avea să fie meditat de Felix pentru a trece peste aceste probleme. Alături de aceștia era și soțul Aglaiei, Simeon Tulea, un bărbat în vârstă cu o stare de sănătate precară, ursus și înverșunat pe familia sa. De asemenea, la masă se afla și Olimpia Tulea, fica Aglaiei, împreună cu soțul ei Stănică Rațiu, un avocat iscusit care umbla întotdeauna pe interes cu persoanele din jurul său, mai ales cu Leonida Pascalopol, a cărui avere voia să o capete. Toți membrii familiei Tulea o invidiau pe Otilia. Stănică și Olimpia aveau un copil, iar venirea lor la casa lui Moș Costache reprezenta o modalitate prin care aceștia ar putea căpăta o parte din avere pentru bunăstare. Leonida Pascalopol este un moșier de 50 de ani, mai mereu prezent în casa lui Costache Georgioveanu, care are o dragoste paternă, dar și virilă pentru tânăra Otilia. Pascalopol este un om înstărit, cu o avere, mereu primit cu bunăvoie acolo unde mergea, deoarece era un sprijin financiar pentru toată lumea, care încerca să profite de situația sa materială bună. Imediat după venirea tânărului Felix Sima în casa lui Moș Costache, fica Aglaiei, Aurica, care căutase să se mărite, îi dă târcoale acestuia, punându-l într-o postură care nu îi place. Pe de altă parte, Felix se prezintă atras din ce în ce mai tare de Otilia și caută să ajungă la inima sa, fiind totodată pus în pericol de Pascalopol, în care vede un rival în modul în care acesta se comporta cu Otilia, dar și invers. Curiozitatea îl determină pe Felix să descopere semnificația numelui Otiliei, care era diferit de numele tatălui său, Costache Georgioveanu. Felix descoperă că soarta Otiliei este asemănătoare cu a sa, aceasta fiind orfană de părinți de când era mică și crescută de tatăl său vitreg, care este și unchiul lui Felix. Acțiunea de la casa lui Costache Georgioveanu se intensifică în momentul în care acesta cade și își pierde cunoștința. La aflarea acestei întâmplări, Aglaie încearcă să pună stăpânire pe casă, din teama că altcineva să nu fure din lucrurile care i s-ar cuveni, fiind moștenitoare directă a domnului Georgioveanu. Totuși, Aglaie nu este singura care este interesată de moștenire. Stănică Rațiu, văzând că lucrurile ar putea evolua în favoarea sa, aduce în casă un doctor, Vasiliade, pentru a vedea exact care este starea de sănătate a lui Costache și pentru a-i pune un diagnostic grav, deși bătrânul nu prezenta probleme grave de sănătate. Leonida Pascalopol își dă seama de acest lucru și îl avertizează pe bătrân să nu cadă în plasa lui Stănică Rațiu. În tot acest timp, familia Tulea începe să-l desconsidere pe bătrânul aflat la suferință. Ba chiar fac un festin în familie și ne arătând pic de empatie pentru acesta, pe care nici măcar nu-l hrănesc. Din fericire, în cele din urmă, bătrânul își revine și începe să fie mai atent la ceea ce se întâmplă în jurul său. Iubirea lui Felix față de Otilia îi declanșează acestuia momente dificile. Deși părea că există o relație între ei, Felix era bulversat de faptul că Otilia avea un comportament copilăresc și părea că îl iubește pe acesta mai mult din perspectiva unei surori. Rușinat, dar și împins de atracția pe care o avea față de Otilia, Felix îi trimite acestea o scrisoare în care își exprimă sentimentele. Însă Otilia nu îi răspunde. În cele din urmă, după o ceartă cu familia Tulea pe tema adopției ei, Otilia pleacă la moșia lui Pascalopol spre dezamăgirea profundă a lui Felix. Deși atras de Otilia și dându-i semne de iubire acesteia, dar și datorită dezamăgirii plecării Otiliei la moșia lui Pascalopol,
Felix intră într-o relație cu o fată ușuratică pe nume Georgeta, cu care are o relație de scurtă durată. Felix ajunge să fie un tânăr visat de mai multe fete din clanul Tule, mai ales datorită calității sale de intelectual. Acțiunea din casa lui Costache Giorgioveanu se amplifică din nou. În momentul în care acesta are al doilea atac de apoplexie, iar familia Tulea, profitând de acest necaz, începe rapid să fure obiecte din casa acestuia. După câteva zile, Moș Costache își revine și îi alungă din casa sa pe cei din familia Tulea. Îngrijorat de starea sa precară, bătrânul decide să-i dea lui Pascalopol 300.000 de lei, bani care să fie depuși într-un cont pe numele Otiliei, din iubirea pe care o avea față de aceasta și din teama că ar putea muri. Totuși, în cele din urmă, se răzgândește și decide să pună în contul Otiliei doar 100.000, restul păstrându-i bine. Moș Costache devine din ce în ce mai speriat de moarte, mai ales auzind de la stănică tot felul de povești cu diverse nenorociri. Decide într-un final să-și vândă din imobile și să se îngrijească mai mult de starea sa de sănătate, mergând la diversi doctori. Stănică, urmărind să pună mâna pe averea acestuia, află după îndelungi căutări unde își ține bătrânul banii și îl jefuiește pe acesta, provocându-i chiar moartea. Bătrânul este înmormântat și toate proprietățile sale trec în numele Aglaliei. Stănică se desparte de Olimpia și se căsătorește cu Georgeta, acest moment fiind totodată redat și de intrarea sa în politică. Deși se iubeau, relația apropiată dintre Otilia și Felix este din ce în ce mai vagă, motiv pentru care Otilia decide să nu stea în calea carierei lui Felix. După noapte petrecută împreună cu Felix, Otilia pleacă împreună cu Leonida Pascalopol la Paris și se căsătoresc. În final, Felix devine un medic de renume și profesor universitar. Acesta se întâlnește întâmplător cu Pascalopol, care îi spune că Otilia se despărțise de el și că s-a căsătorit cu un conte din Buenos Aires. În cele din urmă, Felix vede o fotografie cu Otilia, care, de această dată, nu îi mai stârnește nicio afecțiune, iar toate amintirile cu ea se năruiesc în câteva cuvinte.